Bună dimineața, dragi prieteni. Vreau să fac un video cu în care să vă povestesc cam câte furaje trec, se consumă în microfermadorul cu animalele pe care le dețin. Datorită faptului că acum, în momentul acesta, pot să zic că am cel mai mare număr de animale. 15 căprițe și 5 masculi, 5 țapi, dintre care unul matur și 4 tineri, cu o scroafă cu 11 purcei, cu aceste două grăsune, cu 2 porci grași. Nu mai ajunge 100 de kilograme de uruială 3 zile, nu mai ajunge decât 2 zile jumate. Deci de 5 ori dau din 100 de kilograme la animalele pe care le dețin, pentru că sunt și purceii care mănâncă și ei foarte bine deja și trebuie să le dau, pentru că astfel o mai protejez și pe băluța să nu slăbească prea rău. Asta este cu privire la uruială. Bineînțeles, sunt și gâștele. De fapt, ele mănâncă boabe. Găinile mănâncă uruială și ele. Mănâncă destul de bine și ele, cam 2 litri jumate de uruială pe zi. Deci, 100 de kilograme nu mă ajung cum mă ajungeau până acum. Cum ajungeau 3 zile, acum nu mă ajung decât 2 zile jumate, deci mai mă ajung 6 hrăniri, mă ajung doar 5. Este și normal, pentru că sunt mult mai multe animale. Acum, dacă reușesc să vând purceii și să tai cei 2 porci grași, bineînțeles că voi mai ține încă 4 bucăți de aici din ăștia mici, dar totuși cantitatea de cereale se va reduce. Porcii consumă și lucernă. Chiar am văzut ieri, am desfăcut un balot de lucernă de cea mai bună calitate care le dau lor. Ei nu mănâncă doar să fie doar bătoasă, trebuie să fie frunzoasă, de cea mai bună calitate. Deci un balot de lucernă mănâncă porci în 2 zile. Iar căprițele, după cum știți, le dau dimineața un balot de fân, seara un balot de lucernă. Deci cam 3, sau să facem pe 2 zile, 3 baloți de lucernă și 2 baloți de fân în 2 zile, deci 5 baloți. Ori 15 cât are întreaga lună, 15 ori 2. Deci 75 de baloți. Baloți pe lună, fân și lucernă, deci destul de mult. Îmi scuzați vocea, sunt tot înfundat. Aici găscuțele, azi dimineață, când m-am trezit, m-am uitat pe cameră și, spre bucuria mea, niștele au început să se calce. Am văzut o cocoșire în direct, live, cum se zice. Mă și bucur și nici nu mă prea bucur, pentru că este totuși prea repede. Dacă au început deja să se calce, înseamnă că prin decembrie vor începe ouatul. Le-am observat eu că mănâncă, încep să mănânce pământ, ceea ce înseamnă că cresc ouăle. Aici sunt fetițele, căprițele. Așteaptă și ele să le dau drumul la masă. Deci, nu este chiar simplu. Nici cu o microfermă ca a mea, cu o mână de animale, trebuie mult nutreț. Deja s-a făcut gaură destul de mare în baloți. Dar eu zic că totuși vor ajunge până prin martie, pe sfârșit, până prin aprilie.
Atunci, chiar dacă voi cumpăra iarăși vreo 100 de bucăți, aici în partea asta am fânul și aici lucernă. Am consumat lucerna cea de mai slabă calitate, care am luat-o în vară cu 8 lei balotul, mai scuturată, mai slab calitativă, dar a trecut, s-a consumat și acum numai bine, pe când urmează fătările, am lucerna de cea mai bună calitate. Aici am floare de lucernă. Deci 75 de baloți pe lună, mai sunt decembrie, ianuarie, februarie, martie, 75 ori 4, 300 și ceva de baloți, care eu zic că sunt aici în fânar. Deci cam asta este și eu chiar m-am mirat că trece foarte multă mâncare, dar este normal, cum v-am spus, pentru că și numărul animalelor este mai mare. Chiar alaltă ieri am mai cumpărat încă o tonă de grâu și o tonă de orz. Din păcate, mai scump, 1,20 kg. Deci m-am ușurat din start de 2400 de lei. Mai trebuie o tonă de porumb. Deci vreo 3600 de lei pe 3 luni. Și dacă fac un calcul, totuși nu mi se pare chiar mult, 1200 de lei pe lună la animalele pe care le dețin. Bineînțeles, numai pe cereale, dacă mai punem și fânul, ajungem la mai mult. Probabil la undeva la 1600-1500 de lei pe lună. Și când vindem, din păcate, urceii s-au ieftinit, iezii nu se caută, laptele are același preț de 2 ani, carnea de porc are același preț de 5 ani, undeva la 14-15 lei kilogramul, dar cerealele, v-am spus, cresc de la o lună la alta. Cam atât pentru video de astăzi. Nu vreau să vă deranjez prea mult cu respirația mea greoaie, doar pe gură. Mulțumesc pentru vizionare. O zi bună să aveți.